Președintele interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a declarat în discursul susținut în ședința Consiliului Național al Partidului că liberalii sunt obligați să vină foarte repede cu soluții și să dea un răspuns rapid la criza alimentară, energetică, la securitatea națională și siguranța cetățeanului. În primul său discurs ca lider al PNL, Gheorghe Flutur a spus că la 6 luni de la alegerea fostului președinte, PNL provoacă proceduri pentru un congres extraordinar în care va fi ales un nou lider al partidului. El consideră că la ultimele alegeri interne a fost festival al democrației, care i-a costat scump pe liberali. Astfel, Flutur a făcut un îndemn la moderație în această perioadă și la o gândire constructivă și de echipă. Foarte mulți în sală sunteți aleși locali ca și mine. Și mi-aduc aminte că anul trecut pe vremea asta discutam despre programul de dezvoltare locală. Trebuie să recunoaștem că s-a lungit prea mult, dar intră în linie dreaptă și o să ne ținem de el zilele viitoare, să-l operaționalizăm și nu o spun ca o promisiune aici, dar știu ce ne așteaptă acasă. E vreme bună, lumea așteaptă lucrări, s-au cheltuit bani pentru proiecte și dumneavoastră primarii, pe care îi salut cu prietenie și pe toți vă salut, știu că sunteți pe bună dreptate și puțin supărați pentru aceste prelungiri legate de Angel Salini. Însă, Partidul Național Liberal trebuie să răspundă matur la mai multe provocări, dragii mei. Și mă uit aici numai la provocările legate de scumpirea vieții oamenilor. Este o întâmplare nefericită. Până acum era pandemia. A venit și acest război care a schimbat cu totul datele problemei internațional și scumpirea vieții oamenilor așteaptă rețetă și așteaptă soluție imediat. Știu și vreau să-i mulțumesc premierului Nicolae Ciucă pentru pragmatism, pentru inițiativă și să-l asigurăm că vom fi în continuare susținători pentru deciziile sociale și economice de care țara are nevoie. Și răspuns la criza energetică și la factură și prompt și la criza alimentară și la securitatea națională, la siguranța cetățeanului. Sunt niște provocări, unele dintre ele noi, și Partidul Național Liberal este obligat să dea răspuns și foarte repede la astea. Avem o problemă legată de criza refugiaților. Sigur că a fost bine, am fost atenți, s-a gestionat corect și eu felicit pe fiecare în parte pentru modul de implicare. Dar este o problemă, oameni buni, pe termen lung și Partidul Național Liberal trebuie să vadă că inclusiv în forurile de discuție trebuie să avem pe ordinea de zi obligatoriu câte un punct de provocări economice. Prea puține am avut și va trebui să dăm răspuns mai repede la energie, la alimente, la refugiați, la criza forței de muncă și așa mai departe. La descentralizarea care ne uităm și nu mai vine de la București. Sunt lucruri pe care trebuie să le spunem apăsat și să le facem. Noi nu mai avem scuză, iar noi, biroul de aici, un coleg a spus foarte bine astăzi în biroul politic. Fraților, au plecat doi colegi. Le mulțumesc pentru ce au făcut bun, în mod sincer. Dar ceilalți, nu o să mai puteți spune că e vinovat X sau Y. Trebuie să fim foarte conștienți de asta și de aceea vorbeam cu domnul prim-ministru ca zilele viitoare chiar să ne întâlnim pe niște probleme și am văzut agenda coaliției că are prevăzute aceste lucruri pe care dumneavoastră le așteptați. Partidul. Aș vrea și eu aici văd că trebuie să îmbunătățim comunicarea cu dumneavoastră, comunicarea internă. Și sigur e loc de comunicarea externă mult mai bună, mult mai eficientă și, dacă se poate, mai pe înțelesul oamenilor și mai pricepută ca PNL-ul să recupereze unele puncte pe care le-am pierdut în această perioadă. 2. În coaliție, o mai bună organizare a temelor prioritare și a agendei de coaliție. Coaliția trebuie să genereze pentru săptămână de lucru care este agenda, ce răspunsuri avem. Sunt lucruri
cu care eu am venit și voi veni în continuare ca propuneri concrete, pentru că am făcut parte și din alte coaliții și trebuie să îmbunătățim aceste chestiuni. Aleșii locali, imediat după congres, va trebui să ne întâlnim și eu cred că trebuie să avem o discuție foarte aplicată, nu doar pe Angel Saligny, ci pe dezvoltarea României de jos în sus, pentru că sunt o sumedenie de fonduri, inclusiv europene, inclusiv PNRR-ul cu cele 2 miliarde de euro care merg către administrațiile locale. Cum se vor cheltui? Cum simplificăm procedurile și ghidurile ca banii să se cheltui, nu să se întoarcă la Uniunea Europeană? Cum scurtăm toate perioadele și procedurile?